Care dintre dumneavoastră este pacienta dumneavoastră? Nu, de fapt, știți, domnul doctor, amândouă suntem pacientele. S-a întâmplat să avem probleme în același timp și asta e situația. Spune-te oralul prima. A, dottore, la mine e semplice. E, cum se dice aici la voi? A, am rămasă graviduța. E, eu nu voglio bambini. E, adică nu vreau copii, capisci? E semplice. Da, da, am înțeles. Și dumneavoastră la fel sau? A, nu, 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 eu dimpotrivă, domnule doctor, eu îmi doresc să rămân însărcinată cu viitorul meu soț, știți? Se poate? Și ați venit în ideea unui tratament, nu? Nu, 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 domn doctor, eu m-am gândit așa. Se poate să luați sarcina de la ea și să o implantați la mine? E posibil? Da, mă tem că medicina n-a atins o asemenea performanță. Cine știe, poate în câțiva ani. Da. Domnișoara... Raluca, Raluca, mă ținii per lei. Ralu, Ralu. Domnișoara Ralu, a trebuit să mergem la ecograf, da? Să vedem cam în ce stadiu este sarcina. Mă dezbracă? Nu, nu acum. Nu. Acum mergem în sala de consultații și acolo vă dați bluza jos, da? A, si, certo. Ok, bun. Aș putea să rămân și eu, domnule doctor, că să fiu aproape. Da, da, dacă prietena dumneavoastră... Si, 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 certo, certo. O să știți că gelul ăsta cu care o să vă dau eu pe abdomen este foarte rece, da? Ah, ma non importa, dottore, important e că dumneavoastră sunteți caldă, multă, foarte caldă, fierbinte, dottore, wow! Îți place? Oh, dottore, sì! Da? Sì, dottore, așa. Wow! Wow, punem, dottore! Punem totul cu tuniu! Oh, totul, totolino, canta! Totolino, da! Cantami, totolino, wow! Lasciatemi cantare, invita-mi! Cantami, sì! Lasciatemi cantare! Oh, canta! Aha! Sì, cantami, dottore! Place? Oh, sì, dottore, da. Canta, canta! Wow. Oh. Ce faci, mă, nenorocitule, mă? Lasă-o în pace! Lasciatemi cantare, invita-mi! Deni, 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 ma che succede? Mamma, ce vis urât am avut. Oh, de ce? Deci nu se poate așa ceva. Am visat că am mers la ginecologul al tău. Si? Băi, și-a început o scenă din aia ca în filme. Tu strigai, a, dottore, molto bene, continuare, continuare. Băi, nu râde că a început o scenă de-aia de sex sălbatic. Doamne ferește, Raluca! E, de ce te-ai speriat atunci? Păi cum, păi dacă eram eu următoarea, îți dai seama? Tu știi ce mâini mari avea? Mă, Dani, sex sălbatico, va fa bene! Mai râde, că nu-i amuzant. Pa! Salut! Poftă mare! Am nimerit prost, da? Hai că vin mai târziu! Ați nimerit mai bine, domnul Nelu! Luați noastră o bere, un mic cu muștar, ceva din partea casei. Dă-ți, domnul... Nu, mersi, am mâncat acasă, serios, nu, nu mai... Ia, Nelu! Da. Acum... Lasă, Nelu, că ai mâncat acasă, mai mânci odată aici, ce să mai... Este cunoscut, științific, că o bere are valoarea nutrițională a 3 ouă! Wow. Trei ouă de ale tale, două de ale mele, băi fraiere. Domnelu, stați liniștit, mașina este pe mâini bune, nici o grijă. N-a fost mare șmecherie cu radiatorul ăsta, îi dăm noi de cap, stai liniștit. Să știți că noi nu ne batem joc de lucrare ca azi meseriași, care ia piesele noi și mai ale schimbă cu din alea, de ale lor din atelier vechi. Zice-o că ne-am dreptat? Corect. Băi, dar asta e așa. Băi, nene, acum serios, care mai e viața mea, dar, chinuri, pandemie, griji, a? Cu viața de familie, cu... Lipsă de cașcaval cu viața asta de căcat, a? Și aș fi fericit să am trei femei acasă, mai ales aia nemăritată, aia cu copil, cum o cheamă? Mioara. Mioara. Mă, Mioara e beton, beton. Din partea mea, vi le-aș da pe toate să vă spălați pe cap cu ele, serios. M-am săturat și de casă, și de familie, și de nevastă, și de cumnată beton care ține baia și... Băi... Deci, până pe ăsta, cap aș lua-o de la zero, vă spun. Și la ce te-ai gândit, domnul Nelu? Comerț cu arme, droguri, trafic de minore? Am eu față de mafiot? Cum așa? Mm. Nu, eu sunt o fire mai de artist, așa. Ce visez eu, ce mi-ar plăcea, vă spun, dar nu mai... Mie mi-ar plăcea să fac stand-up comedy.
Mă mai uit pe internet, pe la unul, pe la altul și îmi place, îmi place mult. Câteodată visez așa cu ochii deschiși, că mai fac o glumă, urc pe scenă, le zic oamenilor gluma, oamenii râd. Mă rog, glume luate și inspirate din viață, din familie. Nane lui Obama tale, să știi că te înțeleg. Că și eu sunt mai artist, așa drept să zic. Și eu mă mai uit pe la stand-up, așa. Doar că mă cansare glumele, nu prea le înțeleg eu așa pe toate, da? Ce să înțelegi tu, mă, Ciocanele, că tu ai 8 clase primari? Deci, domnul Nelu, să înțeleg că l-aveți cu bancurile. Nu ne ziceți și nouă în banca să râde, nu? Hai, Nanelu, să stăm aici așa. Așa, ia, domnule. Hai să încerc. Că eu îmi scriu glumele, mi le scriu pe un carnețel ca să nu uit. Știi, când îmi vine o idee, cum o scriu acolo? Lasă, Nanelu, stai liniștit. Fără emoții, hai, bagă, că toate au un început. Ia, hai. La 3, 1, 3 și bagă. Mă numesc Nelu, am 35 de ani, stau în casă cu 3 femei, una surdă, una proastă și cumnată mea. Care din ele e nevastă mea? Proasta! Corect, avem 4 de dai aici. E plină lumea de neghiobi. Eu n-am crezut că și la spectacolul ăsta de glume fine o să fie câțiva. Hai că i-a zis-o, nu, i-a zis-o. A zis-o, bagă. Azi am sunat la DSP. Așa? Ca să o vaccineze pe bătrâna, pe surda, pe bunica proastei. Adică bunica al nevastă-ta, nu? Vezi că m-am prins? Băi, lasă-mă, taci din gură. Nu mai întrerupe pe Nenu. Bagă Nenu. Știți că nevastă mea a făcut o formă de semi-covid și a fost semi-asimptomatică. Adică și-a pierdut mirosul doar la o singură nară. Așa. Adică cu cealaltă mirosea, adică nu avea miros pe o singură nară. Așa, și unde e gluma? Păi asta e gluma. Cum să-ți pierzi mirosul la o singură nară? E ireal așa ceva, nu v-ați prins? Glume de asta te dau și eu în clasa a 5-a, la ora de religie. Mai zi una. Ia stai, că mie mi-a plăcut. De ce să mai zic? A fost simpatic, așa, n-am prea înțeles-o, dar n-a fost rău. Nici gust n-are. Așa. Dacă i-ați fi gustat ciorbele... Ia dă berea încoace. Dar meriți tu berea. Hai că... Mă duc, vin mai târziu după mașină, bine? Aha. Nu, vin o dimineață, că e mai bine, ca să avem și noi timp să facem o pobă, să vedem dacă e reglajul totul ca lumea. Vin o dimineață. Ok, așa rămân. Dimineața, Nanelu! Vă salut. Sănătate, Doamne ajută! Vă salut. Du-te tare! Mă, săracul Nanelu, băi, că am dus cu capul, bă, și cu stand-up-ul ăsta lui, nu prea... Dacă și astea-s glumele la TVR, să mă dea de-astea, mă.